Ai avut momente în care ți s-a părut că te ridici de acolo și apoi ai căzut din nou și ești descurajat și ești gata să abandonezi. Bătălia aceasta poate să fie atacul lumii acesteia asupra ta și asupra mea. Bătălia de a merge să ducem Evanghelia și în bătălia cu rușinea, cu frica să nu fii umilit sau batjocorit, persiflat. În bătălia aceasta să stai lângă Dumnezeu în mijlocul celor netăiați împrejur. Te-ai simțit așa de slab, te-ai simțit atât de neputincios, ai fost atât de repede biruit și au trecut ani de zile și mărturia mea și mărturia ta suferă. Ai pierdut bătălia, ești descurajat? E bătălia cu cel rău, care ne atacă gândurile, ne atacă familia, ne atacă pruncii, ne atacă nepoții, ne atacă bisericile, ne atacă societatea, ne atacă școlile. E o bătălie cu cel rău care vine cu o forță extraordinară. Ai pierdut bătălia pentru familia ta, ai pierdut bătălia pentru copii, ai pierdut bătălia pentru nepoți, pentru soț, pentru soție, ai pierdut bătălia pentru mântuirea lor. Care e învățătura? Învățătura este că bătălia poate fi câștigată. Poate fi câștigată dacă ne urcăm pe munte. Muntele acesta este semnul părtășiei, a rugăciunii, a dependenței noastre de Dumnezeu. Este semnul acesta că Dumnezeul nostru are toată puterea în cer și pe pământ. Și când depindem de El, când ne ridicăm mâinile spre cer, ca semn a dependenței noastre totale de El, puterea lui Dumnezeu este nemărginită. Bătălia din vale se câștigă pe munte. De cine-ți pasă? Suntem chemați să ridicăm mâine, să spunem: Doamne, dă putere supranaturală!